Este o uzanță în Biserica Catolică ca la o perioadă de timp, de câțiva ani, să se organizeze și să se celebreze misiuni populare. Adică pe o temă specifică în funcție și de programul pastoral al Bisericii, care este, bineînțeles, influențat sau inspirat din necesitățile efective ale poporului creștin, nu? Se propune o temă sau alta spre a veni în întâmpinarea poporului creștin, spre a-i aduce la cunoștință lucrurile mai profund și spre a-l ajuta să trăiască ceea ce exprimă. Anul acesta, fiind anul milostivirii pentru biserica din lumea întreagă, ne-am propus ca să discutăm, să aprofundăm și să înțelegem mai bine darul familiei, familia și milostivirea lui Dumnezeu. Despre familie sunt multe de spus, multe de clarificat, dar dacă suntem sinceri cu noi, descoperim că astăzi nu familia, ci fiecare membru al familiei, adică fiecare om în parte, se află oarecum într-o criză de identitate. Și dacă, zicem, la nivel de familie există atâta suferință, pornind de la banalele neînțelegeri până la divorțurile, care cel puțin în ultimul timp au crescut foarte mult, la atâția copii abandonați sau, dacă vreți, copii care nu sunt primiți în cadrul familiei, vorbim într-adevăr de o criză a ei, de o criză de identitate. În acest context, Biserica vine și subliniază încă o dată că familia este darul lui Dumnezeu, este darul lui Dumnezeu pentru această lume, pentru că, și acum citim și în Evanghelii, doar în această lume oamenii se căsătoresc, doar în această lume au copii, pentru că în lumea cealaltă, adică în viața veșnică, Dumnezeu e Cel care împlinește toate aceste dorințe.